Bună dimineața, dragilor, și bun regăsit la un nou vlog. Bineînțeles că avem foarte multe de discutat, așa, corect și bineînțeles cu bun simț cum ne place nouă, dar înainte să începem, bineînțeles, apăsați pe butonașul de like, pe subscribe și să trecem la ale noastre. Ce vedem în emisiune? După ce am văzut victimizarea secolului din partea unui băiat, nu din partea unei fete, că vai doamne a fost votat la eliminare când el este cuplu și ar trebui protejat cuplu, căci Julie când a fost în față la eliminare, ea nu a fost într-un cuplu sau într-o cunoaștere și nu trebuia protejată. Vedem din partea lui Cosmin în camera roșie un moment destul de jenant. Băiatul acesta cred că a uitat că iubita lui, sau așa zisa lui iubită, are 19 ani. Mă mir cum o fi stat mama ei și tatăl ei în fața televizorului și o fi zis: a, uite ce demnă-i fata noastră de emisiunea asta, ce bine-i stă la 19 ani. Lăsând la o parte momentul în care chiar și la date s-a deschis camera, el dormea în pat dezbrăcat și ea ieșise în pijama. Nu știm dacă s-a întâmplat ceva acolo, dar totuși era mai bine să nu se dea pe cameră. Putea să fie și ei mai rezervați un pic, adică atât de mult o iubește încât nu se gândește la imaginea ei. Frumoși ei doi așa, ce pot să spun? Mai departe vedem pe Robert și pe Julie, momente de tandrețe. Se pare că până la urmă și a dat și Julie frâu sentimentelor. La început era puțin mai distantă, probabil din cauza că era la televizor sau că se vedea la televizor, însă acum și-a dat drumul și cei doi ne arată o poveste frumoasă de dragoste. Am văzut că pe alte live-uri și pe alte vloguri, alți vloggeri care fac content despre casa iubirii se vorbește foarte prost la adresa lor. Cum că vezi, doamne, că i-a sărit în brațe, că ce urât arată, că vai, doamne, păi să mă ierte bunul Dumnezeu că aici îmi fac cruce. Ce vreți, oameni buni, atunci? Vreți ceva între, ca și între Robby și Virginia? O relație fără niciun pic de absolut nimic acolo? Doar certuri, doar glume, doar din astea? Sau vreți o relație ca a lui Robert și ca a lui Julie să vedeți la televizor? Acum spuneți voi. Așa că în opinia celorlalți sau celorlalte canale care fac content despre casa iubirii, nu ar trebui să se sară în brațe unul la celălalt, să se sărute, să se pupe sau așa, ci ar trebui să se bată cu pumn și cu picioare, că aceea pentru ei și să se înșele, bineînțeles, aceea ar fi relația potrivită pentru ei. Foarte bine, foarte bine, sunteți fenomenali. Mai departe o vedem pe Roberta, care ne surprinde foarte, foarte mult. Deci fata asta ori a studiat bine emisiunea și a venit cu lecțiile învățate de acasă, ori e deșteaptă focă. Prea, prea se bagă în materiale acolo. Mi se pare că această Roberta este ce ar fi trebuit să fie Larisa din perspectiva staffului și a producției. Mi se pare mie. O vedem pe Julia că o acuză pe aceasta că, vezi, doamne, face totul pentru materiale. Însă Julita ce face de două sezoane? Că doar materiale face, că altceva nu face absolut nimic. Mai departe îl vedem pe Patrick, care o atacă pe Rebecca în continuu, în continuu, chiar și când aceasta era cu ochii în lacrimi. Păi unde este empatia omului care are 5 surori acasă, după cum spunea de multe ori, că nu prea s-a văzut? În loc să atace fetele, mai bine ar combina ceva, pentru că de 3 luni de zile nu ne arată absolut nimic. Vedem că băieții îl atacă pe Bogdan și sar în cârca acestuia pentru apropierea de Bianca și întreruperea cunoașterii către Virginia. Însă dacă băiatul s-a lovit de un zid în momentul în care a intrat în casă, dacă fata era într-o relație și până la urmă chiar și după ce a lăsat-o să dea cu capul de perete, tot nu a fost absolut nimic și nu i-a arătat semne, băiatul s-a mutat mai departe. Mă bucur pentru Bianca că în sfârșit este și cineva interesat de ea. O să vedem ce va urma pe viitor, însă sper la o cunoaștere între cei doi, deoarece și Bianca merită și poate că Bogdan chiar se poate îndrăgosti de ea. O să vedem. Cam atât pentru vlogul de astăzi, dragilor. Am filmat puțin cu noaptea în cap. Aseară, după cum știți, cei care au fost pe live la mine, am fost la urgență. Din nou nu mi-au găsit absolut nimic. Va trebui să mă duc poate la un medic privat sau așa, pentru că durerile încă persistă și rezultat încă tot nu avem. Dar m-am trezit de vreme să cer să fac și acest vlog, pentru că astăzi am foarte mult de muncă. Da, mă duc la muncă, dragilor. Așa că vă pup din suflet, nu uitați de subscribe, găsiți butonul aici, nu uitați să apreciați acest vlog și să-mi spuneți părerea voastră în comentarii. Vă pup din suflet și vă doresc numai bine!